Cetățenii deversează prin toaletele din locuințe sau direct în conductele publice și o cantitate foarte mare de materii și materiale care nu ar trebui să ajungă într-un sistem de preluare a apelor uzate menajere, haine, deșeuri solide, pungi și recipiente PVC, materiale de construcții, grăsimi și seuri animale, uleiuri alimentare sau auto, însă cel mai mare dușman al canalizării sunt cârpele, vata medicinală, scutecele și produsele de igienă intimă. Fibrele lor fine se agață de neregularitățile pereților interne ai conductelor, facilitând depunerile. Efectul blocajelor generate de aceste materiale este resimțit în primul rând tot de locuitorii din zonă ca urmare a refulării de ape reziduale în case, pe proprietăți sau spații publice. Societatea Vital amintește cetățenilor că toaleta din locuință și sistemul de canalizare nu sunt coș sau rampă de gunoi. Sistemul de canalizare este destinat a prelua exclusiv apele uzate, menajere și pluviale, orice alte materii, obiecte, materiale ajunse în sistem, conducând direct la disconfortul clienților, iar intervențiile pentru îndepărtarea efectelor colmatării sistemului de canalizare cu materialele menționate deturnează importante resurse financiare și umane suportate indirect tot de către utilizator. Reprezentanții societății amintesc că sănătatea poate fi pusă în pericol prin aceste obturări ale sistemului de canalizare care pot deveni focare de infecții. În cazul blocării rețelei publice de canalizare, cetățenii sunt îndrumați să anunțe Societatea Vital apelând numerele de telefon de la dispecerat 0262-215-150 sau 151 sau 152, 0262-212-550, 0362-401-052 sau 053, 0372-752-660, serviciu disponibil 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână.